Aproape 20 de tineri au protestat pașnic după lăsarea întunericului. Au aprins lumânări pe treptele Catedralei Mitropolitane în memoria eroilor Revoluției, care și-au dat viața pentru democrație. E un... reprezentăm societatea civilă, e un simbol pentru noi. Știm cu toții în 89 ce s-a întâmplat în Timișoara, cât am militat noi, tinerii, în primul rând, ca să trăim într-un stat democratic. Respectăm tinerii care au murit atunci și pentru ei aprindem lumânările astea și pentru un stat democrat. Foarte simplă mișcarea. Guvernanții noștri din ziua de astăzi au luat instituții care reprezintă democrația, da? Și mă refer aici la avocatul poporului, care e al nostru, al tuturor, și au înregimentat-o politic, să-i spunem așa. Noi ne-am hotărât astăzi, în urma mitingului ce a avut loc în centrul orașului, să ne strângem tineretul în special, să venim astăzi să am vorbit cu ei care vor să vină, să aprind o lumânare pentru cei care au murit în 89, ca noi astăzi să trăim într-un stat democrat, să putem să votăm democratic și așa mai departe. Purtăm un doliu pentru Ponta. Na, tot omul ar trebui să-și dea demisia, totuși e plagiat, e o lucrare de diplomă pe care... Na, oricum, faci o lucrare pe propriile tale puteri, nu o plagiezi. Na, și acum omul ar trebui să-și dea demisia, adică noi purtăm un doliu. În primul rând, pentru a aduce aminte oamenilor că în urmă cu 22 de ani aici, pe treptele catedralei, au murit oameni încercând să aducă democrația. Și vrem să le reamintim și să tragem un semnal de alarmă la vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în momentul de față. Tinerii și-au dat întâlnire și mâine seară în același loc pentru a continua protestele.